Băieți? Nu știu ce dată e azi. N-ai mine la Adma. Să ne alegem un tractor. Teoretic, așa era varianta ideală. Dar încă mai sunt întrebări de a găsi bani. Cumva, eu personal m-am pornit după un alt tractor să dau la Adma să mă ajute cu finanțarea în 4 ani de zile, în rate de 4 ani de zile. Dar posibil să-mi iau unul din tractorile astea. Dacă îmi iau un tractor din acestea, înseamnă că voia să vedeți pe YouTube, înseamnă că tot așa e super. Nici nu știu ce să zic. Să mă bucur sau nu, îs buni sau nu, îs cu AdBlue, la noi cu AdBlue băieții nu le cumva agrează. 130 cai, motor în 4 Porsche, în 4 pistoane, cutia Power Shift, idei n-am ce să spun, aproape 5 tone are, parcă ca volum așa pare mare, pare serios, punte față, tot funcționează, tot e bine, dar eu nu știu ce să spun, multe detalii nu pot să vă spun, nu pot să dau, este un video mai mult pentru, cumva, pentru viitor, un video ca să am ca amintire, un video care să mă motiveze, să mă duc să caut bani, să-mi cumpăr și eu unul. E frumos, îmi place, dar trebuie 15.000 de euro prima rată. De unde să iei, cum să îi găsești, nu știu. Rămâne de văzut. Dacă ați vedeți video acesta, înseamnă că tot e bine. Dacă nu, înseamnă că n-ați să-l vedeți. Tot ați fi super, timp o să răți. Acolo ministrul nostru și reprezentații din Japonia care cumva distribuie tractoarele acestea, le creează. Super, super, super. Deci nu știu ce să încep. Deci nu știu ce să zic. Eu de felul meu sunt introvert. Cumva pe mine lucrurile nu mă... N-aș zice eu că mă fascinează atât de tare și îmi dă o fericire de asta că cumva să zbor, știi? Dar asta e despre mine. Într-un final, lucrul la care meditam acum cât conduceam, am o oră deja de când conduc, e că au trecut 8 ani de zile din viața mea, 8 ani de zile în care am început de la un LTZ 55, și apoi un MTZ 82, și apoi încă un MTZ 82, și într-un final cu bota. E un sentiment ăsta care, știi, parcă nici nu realizez că e, adică, e ceva straniu pentru mine. Am, după cum am zis, o oră de când conduc, mă uit doar înainte, pentru că nu l-am dat zi, așa ceva nu era. Nu, mergem. Dacă la modul serios, un pic zdrunșină, dar eu să dau vina pe anvelopii, cumva să înflați tare, nu pe drum necalitativ, pentru că noi trăim în Europa sau intrăm în Europa și drumul nostru este ideal. Am cât 30 km pe oră. Și da, super. Adică e ceva care eu nu înțeleg ce e. Nu, fără cuvinte, pur și simplu. Câți ani, ani de zile, ani de zile, sute de ore lucrate și zeci de câmpuri despărlojite și o grămadă colbă înghețat și motorină și mâini pline de ulei, ca într-un final să ajungă în punctul în care să-mi procur un tractor. Nu, da, e în rate. Teoretic, 4 ani de zile. Acum, pe primul e achitat. Mai am încă 3 ani de zile. Dar oricum,
e altceva. Eu cred că o să filmez mai pe urmă și o să, când un pic o să limpiezească apele, când o să cumva conștientizez ce se întâmplă. O să fac mai multe video de gen începutul. Eu am văzut 2 săptămâni de zile de când n-am postat, pentru că au fost 2 săptămâni strașnice pentru mine, 2 săptămâni în care trebuie să iau decizii fundamentale, 2 săptămâni în care practic ori dormim mult, ori nu dormim deloc până la 3-4 de noapte, pentru că trebuie să decid ce să fac. Să scriu proiect, să nu scriu eu, să scriu cerere pentru tractor sau un alt tractor, să merită, nu să merită. Tot Google a fost răsfoit și citit și căutat și uitat la diferite videouri despre tractorul, dar într-un final am luat decizia, am scris cerere, deși eu mă gândeam că n-am să accepte din motivul că eu tare mult am întins cu scrisul cererii și într-un final mi-a zis că ne-a acceptat, m-a sunat și tipa am cumva 10 zile la dispoziție să îngrămădesc banii. Eu, stați un pic, eu n-am 5 lei în buzunar. Am pus tractoarele 2 VMTZ-uri pe internet, unul s-a dus, unul încă nu s-a dus, acel albastru. Mă mai sună cineva și mă mai întreabă, dar tăți vor cu 3.000, cu 4.000 de euro, 4.000 jumate. Dar e tractor bun și eu nu vreau să-l dau mai puțin 5.000 de euro. Asta e. Încet, încet, dar m-am împrumutat cu bani ca ulterior să-i dau înapoi și am achitat prima rată la tractor. Acum merg cu tractorul. Da. Drumurile sunt geniale. Cred că mai am vreo 2 ore jumate de condus până în sat. Merge bine încă. După cum aer condiționat este. Nu, sedinele nu scârță, asta e important. Eu căutam în partea dreaptă acolo. Manetele, ca de obicei, se ridici. Tiranțe din spate. Asta e. Nu știu ce să vă mai povestesc. Încă nu știu ce mă așteaptă. Dar totuși am optat în primul rând pentru sănătate. Pentru că și eu și colegul deja noi avem în jur de 30 de ani. Și pe ambii ne doare spatele. Ne doare spatele pentru că confortul și scaunul de la MTZ e așa cum îl știți mulți, în care pur și simplu distruge sănătatea. De aia cumva unul din factori a fost și aici, până la urmă, pentru ce muncim. Eu am calculat nu numai odată câți bani am vărât în MTZ-uri, în piese. De mult plăteam rata pentru un tractor nou și cumva rămâne ușa bani. Dar despre asta mai povestim. Acum și cred că să mă opresc și să mănânc un pic, de dimineață n-am mâncat nimic. Și după mai vedem. Ne mai așteaptă încă 2-3 ore de condus. Cam așa e. Mai am un pic, cred că vă 40 minute, cel mult jumătate de oră, așa ce eu acasă. Merge ok. Viteza maximă 40-38 km pe oră. La moment consumă pe oră 11-12 litri. La viteza de 31-32 km. Ce să vă mai spun? Abonați-vă! Scrieți în comentarii. Ce bine de pe urmează. Cumva, eu sper tare mult că noile achiziții să nu se oprească aici și să putem evolua. Cum am mai zis și în alt video, evoluție și progres trebuie să existe dintotdeauna. Altfel nu-i vesel deloc. Cumva, eu personal, riscul mi l-am asumat, rămâne de văzut. Cumva am mai zis, ori pierd, ori câștig, în două ună. Timp o să arăt. Important să fiu sănătos, restul o să le fac. Și cam asta.
aveți grijă de voi, dați un like, distribuiți. Aveți grijă de voi, dați un like, distribuiți, abonați-vă și mult succes în continuare.